Îndată ce vede că încercările sale de a înfrânge Marea Britanie au eșuat, Hitler se concentrează pe principalul obiectiv al vieții sale. Însă, înainte să invadeze Uniunea Sovietică, era hotărât să-și asigure ambele flancuri. Începe negocierile cu Finlanda, dar regiunea Balcanilor de la sud de Germania era mai importantă. Câmpurile petrolifere de la Ploiești îi furnizau combustibil pentru diviziile de blindate, în timp ce armata română a mareșalului Antonescu era o sursă de efective militare. Din moment ce și Uniunea Sovietică vedea sud-estul Europei ca parte a sferei sale de influență, Hitler știa că trebuie să acționeze cu tact pentru a evita să-l provoace pe Stalin înainte să fie pregătit. Atacul dezastruos al lui Mussolini asupra Greciei declanșase exact ce nu-și dorise Hitler, și anume o prezență militară britanică în sud-estul Europei. Însă Führerul începuse deja să ia în considerare o invazie germană în Grecia, în parte pentru a pune capăt umilinței italienilor, care punea toată axa într-o lumină proastă, însă mai presus de orice pentru a proteja România. La 12 noiembrie 1940 ordonă planificarea unei invazii prin Bulgaria pentru a controla linia coastei de nord a Mării Egee. Această operațiune a primit numele de cod Operațiunea Marița. În curând, planul avea să includă toată partea continentală a Greciei. Pregătirile pentru operațiunea Marița, invadarea Greciei, continuă în primele 3 luni ale lui 1941. Formațiunile armatei a 12-a, condusă de feldmareșalul Wilhelm List, trec prin Ungaria în România. Ambele țări aveau regim anticomunist și deveniseră aliate ale Axei, ca rezultat al unei diplomații susținute. Bulgaria trebuia, de asemenea, convinsă, pentru ca forțele germane să îi poată traversa teritoriul. Stalin privește cu mare suspiciune toate aceste evenimente. Nu era convins de asigurările germanilor că prezența lor era îndreptată exclusiv împotriva britanicilor, însă nu prea avea ce să facă. Britanicii, foarte conștienți de mobilizarea militară germană de pe cursul inferior al Dunării, se hotărăsc să acționeze. Churchill, pentru a spori credibilitatea față de britanici și în speranța de a impresiona pe americani, trimite 3 divizii în Grecia. Mai bine de jumătate din forța de 58.000 de oameni trimisă să îndeplinească promisiunea britanică dată Greciei era formată din australieni și neozeelandezi. Erau formațiunile cele mai la îndemână, însă mai târziu acest lucru avea să stârnească multe resentimente la antipozi. Atacul german asupra Greciei era planificat pentru începutul lui aprilie, însă în Iugoslavia izbucnește o criză neașteptată. Hitler încercase să intre în grațiile celor care conduceau țara, mai ales ale regentului acesteia, prințul Paul, ca parte a ofensivei sale diplomatice de a-și asigura Balcanii, înainte de operațiunea Barbarossa. Însă în rândul iugoslavilor se amplificaseră resentimentele, mai ales din cauza încercărilor brutale ale germanilor de a pune mâna pe toată materia lor primă. Hitler insistă pe lângă guvernul de la Belgrad să se alăture pactului tripartit, iar la 4 martie, el și Ribbentrop exercită o presiune uriașă asupra prințului Paul. Guvernul iugoslav amână, foarte conștient de opoziția crescândă din țară, însă cererile de la Berlin devin prea insistente. În final, prințul Paul și reprezentanții guvernului semnează pactul la 25 martie la Viena. 2 zile mai târziu, ofițerii sârbi preiau puterea la Belgrad. Prințul Paul este îndepărtat din poziția de regent, iar pe tron este adus regele Petru al II-lea. Demonstrațiile antigermane de la Belgrad includ și un atac asupra mașinii ambasadorului german. Hitler își dorea răzbunarea. Era convins că britanicii fuseseră implicați în lovitura de stat. Führerul dă ordin să se pregătească invazia. Fără ultimatum sau declarație de război, Luftwaffe urma să atace Belgradul cât mai curând posibil. Operațiunea avea să fie denumită Strafgericht, adică pedeapsa. Hitler ajunge să considere lovitura de stat de la Belgrad din 27 martie drept dovada supremă a conspirației instigatorilor la război evrei anglosaxoni și a evreilor aflați la putere în cartierul general al Moscovii bolșevice. Chiar reușește să se convingă că era vorba de o trădare uriașă a pactului de prietenie germano-sovietic, pe care el deja planificase să-l încalce. Cu toate că guvernul iugoslav declarase Belgradul un oraș deschis, Strafgericht are loc în Duminica Floriilor, la 6 aprilie. În 2 zile, flota a 4-a aeriană distruge aproape tot orașul. Guvernul iugoslav semnează în grabă un pact cu Uniunea Sovietică, însă Stalin nu face nimic de teamă să nu-l provoace pe Hitler. În timp ce în acea dimineață de duminică Belgradul era bombardat cu 500 de avioane, ambasadorul german de la Atena îl informează pe prim-ministrul grec că forțele Wehrmachtului vor invada Grecia din cauza prezenței soldaților britanici pe teritoriul său. Acesta îi răspunde că Grecia se va apăra.
Chiar înainte de răsărit, la 6 aprilie, armata a 12-a, a lui List, începe ofensive simultane spre sud în Grecia și spre vest în Iugoslavia. Armata iugoslavă, mobilizată în grabă, căreia îi lipseau atât armele antieriene cât și antitank, nu avea nicio șansă în fața puternicilor divizii ale Luftwaffe și a panzerelor. Hitler dorea să taie calea forței expediționare aliate din Grecia și să o distrugă. Nu știa că generalul Wilson avea un avantaj secret. Pentru prima dată, decriptările comunicațiilor germane reușesc să furnizeze unui comandant din teren avertismente asupra mișcărilor Wehrmachtului. Însă, atât comandanții britanici cât și cei greci sunt consternați de prăbușirea rapidă a armatei iugoslave. Forțele grecești care apărau linia Metaxas, lângă granița bulgară, se luptă cu mare curaj, însă, în cele din urmă, o parte din corpul 18 vânători de munte german pătrunde prin extremitatea sud-estică a Iugoslaviei și deschide drumul spre Salonic. În dimineața de 9 aprilie, divizia 2 Panzere intră în suburbii. Începe retragerea, iar unitățile aliate abia dacă reușesc să nu fie capturate de germani. Unitățile grecești, care nu aveau mijloace de transport cu motor, nu pot ține pasul, astfel că pe frontul albanez se creează o mare breșă. Tancurile și vehiculele, nereușind să meargă pe cărările pline de pietre, sunt abandonate și distruse, în timp ce coloanele în retragere sunt hărțuite de atacuri aeriene neîncetate. Cele câteva escadrile de Hurricane, complet depășite numeric de avioanele Messerschmitt, nu sunt de mare ajutor, iar în timpul retragerii, trecând de pe un aerodrom improvizat pe altul, echipajelor li se trezea amintirea neplăcută a căderii Franței. Însă toți piloții germani doborâți aveau parte de un tratament foarte dur din partea sătenilor greci, dornici de răzbunare. La 17 aprilie, iugoslavii se predau. Invadați de pe teritoriul austriac în nord, din Ungaria, din România și din Bulgaria, de armata lui List, forțele lor împrăștiate nu aveau nicio șansă. Divizia 11 Panzere era satisfăcută. În mai puțin de 5 zile, 7 divizii inamice distruse, nota un fruntaș în jurnalul său. O cantitate uriașă de material luată, 30.000 de prizonieri, Belgradul forțat să se predea. Pierderile noastre au fost foarte mici. În ciuda victoriei ușoare, Hitler era pornit pe răzbunare împotriva sârbilor, pe care încă îi considera drept teroriștii vinovați de primul război mondial. Iugoslavia trebuia distrusă, iar bucăți din teritoriul său date aliaților unguri, bulgari și italieni. Croația, sub guvern fascist, devine protectorat italian, iar Germania ocupă Serbia. Tratamentul dur aplicat de naziști sârbilor avea să se dovedească periculos de contraproductiv, din moment ce a avut ca rezultat unul dintre cele mai sălbatice războaie de gherilă și a preîntâmpinat exploatarea de către germani a materiei prime a țării. Retragerea din Grecia, cu Iugoslavia amestecați printre forțele aliate și greci, produceau imagini halucinante. Preoții ortodoxi le binecuvântau vehiculele, iar sătencele le dădeau flori și pâine la plecare, chiar dacă propriul lor viitor sub ocupație inamică era extrem de sumbru. Nici nu știau cât de teribil avea să le fie soarta. În doar câteva luni, o pâine avea să coste 2 milioane de drahme, iar în primul an de ocupație, 40.000 de greci aveau să moară de foame. La 19 aprilie, ziua de după cea în care prim-ministrul grec se sinucisese, generalul Wavell zboară la Atena pentru consultări. Din cauza situației nesigure, ofițerii săi aveau asupra lor revolvere. În dimineața următoare, se ia decizia ca toți soldații să fie evacuați. În acea zi, deasupra Atenei, ultimele 15 avioane Hurricane luptă împotriva 120 de avioane germane. Chiar și după răspândirea ordinului de evacuare, soldații aliați încă erau întâmpinați cu veselie. Să veniți înapoi cu noroc, strigau grecii, să vă întoarceți victorioși. Mulți ofițeri și soldați aveau lacrimi în ochi la ideea că îi vor lăsa în voia sorții, dar nevoia de a se grăbi în haosul plecării îi mai făcea să se concentreze. Cu o ariergardă puternică de australieni și neozeelandezi care să le țină piept germanilor, ultimii soldați aliați și greci se îndreptau spre punctele de îmbarcare de la sud de Atena, la Rafina și Porto Rafti, sau pe coasta sudică a Peloponesului. Germanii erau hotărâți să nu mai lase să se întâmple un alt Dunkerque. Cu toate că generalul Papagos și regele George al II-lea al Greciei doreau să continue lupta atât timp cât forța expediționară aliată rămânea pe uscat, comandanții armatei Epirului, care se confruntau cu italienii, se hotărăsc să capituleze în fața germanilor. La 20 aprilie încep negocierile cu feldmareșalul List, cu condiția ca armata grecească să nu fie nevoită să le țină piept italienilor. List acceptă. Când aude acest lucru, Mussolini, furios, îi se plânge lui Hitler, care din nou nu își voia aliatul umilit.
îl trimite pe generalul locotenent Alfred Jodl să se ocupe de ceremonia de capitulare cu ofițerii italieni de față, în locul lui List, pe care această schimbare îl înfuriase. Încântarea față de acea victorie ușoară este exprimată de un ofițer de artilerie german din divizia 11 Panzere, care scria soției sale la 22 aprilie. Dacă vedeam vreun inamic, trăgeam în el și încercam întotdeauna o plăcere sălbatică, autentică, de a lupta. A fost un război fericit. Suntem bronzați și siguri de victorie. Este un lucru minunat să faci parte din asemenea divizie. Un capitan din divizia 73 Infanterie spunea că pacea va veni chiar și în Balcani, cu o nouă ordine europeană, pentru ca fiii noștri să nu mai treacă prin războaie. Imediat ce primele unități germane intră în Atena, la 26 aprilie, un steag roșu, uriaș, cu semnul svasticii, este ridicat pe Acropole. În aceea zi, la răsăritul soarelui, unitățile de parașutiști germani aterizează pe partea sudică a canalului Corint, în încercarea de a bloca retragerea aliată. În acea luptă haotică însă, suferă pierderi mari în fața neozeelandezilor. În timp ce germanii sărbătoreau victoria în Atica, evacuarea forțelor aliate continua într-un ritm disperat. Erau folosite toate mijloacele pe care le aveau la dispoziție. Avioanele ușoare de bombardament Blenheim și hidroavioanele Sunderland abia reușesc să decoleze, pline de oameni înghesuiți în magaziile de bombe și în turele. Vase comerciale cu abur și orice alt vas disponibil se îndreptau spre sud către Creta. Marina regală trimite 6 crucișătoare și 19 distrugătoare să preia o altă armată învinsă. Drumurile către porturile de îmbarcare din sudul Peloponesului erau blocate cu vehicule militare sabotate în grabă. În cele din urmă, doar 14.000 de oameni sunt luați prizonieri din cei 58.000 trimiși în Grecia. Alți 2.000 fuseseră uciși sau răniți în luptă. În privința efectivelor militare, înfrângerea putea să fie mult mai rea, însă pierderea vehiculelor blindate, a mijloacelor de transport și a armelor era dezastruoasă, într-un moment în care Rommel înainta înspre Egipt. Hitler era ușurat că și-a asigurase flancul sudic, însă chiar înainte de sfârșitul războiului dă vina pe această campanie pentru amânarea lansării operațiunii Barbarossa. În perioada recentă, istoricii au dezbătut efectul pe care l-a avut operațiunea Marița asupra invaziei în Uniunea Sovietică. Cei mai mulți acceptă faptul că ea nu a avut o influență notabilă. Amânarea operațiunii Barbarossa, din mai pentru iunie, este atribuită în general altor factori, precum întârzierea în distribuirea mijloacelor de transport motorizate, în principal vehicule capturate de la armata franceză în 1940, sau problemele cu distribuirea combustibilului, sau dificultatea stabilirii altor aerodromuri pentru Luftwaffe din cauza ploilor torențiale de la sfârșitul primăverii. Însă o consecință asupra căreia nu preexistă îndoieli este faptul că operațiunea Marița l-a ajutat pe Stalin să se convingă că înaintarea germanilor în sud însemna că aceștia se concentrau pe capturarea canalului Suez, nu pe invadarea Uniunii Sovietice. În timp ce traversau Marea Egee, vasele supraîncărcate cu ce mai rămăsese din forțele aliate, doar cu un oarecare succes reușesc să evite avioanele Stuka, Junkers și Messerschmitt. 26 de vase sunt scufundate, inclusiv două vase spital, și peste 2000 de oameni sunt uciși. Mai bine de o treime din pierderi au fost provocate atunci când două distrugătoare ale marinei regale au încercat să-i salveze pe supraviețuitorii de pe un vas olandez care se scufunda. Ambele sunt scufundate de raidul următor al avioanelor germane. Cea mai mare parte a soldaților evacuați, aproximativ 27.000 de oameni, sunt debarcați în marele port natural din Golful Suda, pe coasta nordică a Cretei, în ultimele zile ale lui aprilie. Oamenii obosiți se târăsc să se adăpostească în crângurile de măslin, unde primesc pesmeți și conserve cu carne de vită. Soldați rătăciți de unitățile lor, armurieri, unități de bază fără ofițeri și civili britanici se amestecau în haos fără să știe unde să se ducă. Încă de la începutul lui februarie, germanii studiaseră posibilitatea unei invazii în Malta pentru a asigura drumul de convoaie spre Libia. Însă Hitler se hotărăște să amâne planul până la sfârșitul anului, după înfrângerea Uniunii Sovietice. Britanicii din Malta aveau să dovedească o pacoste în aprovizionarea forțelor axei din Libia, însă bazele aliate din Creta reprezentau un pericol mai mare din punctul său de vedere, întrucât acea insulă putea fi folosită pentru raiduri de bombardament împotriva câmpurilor petrolifere de la Ploiești. O ocupație germană în Creta avea și alt avantaj. Insula putea fi folosită ca baza Luftwaffe pentru bombardarea portului Alexandria și a canalului Suez.